n-a uitat. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la noua emisiune Conviețuiri, unde altundeva decât la postul nostru local TV Giurgiu. Și credeți-mă că am intrat cu zâmbetul pe buze în această plăcută emisiune, deoarece între timp eu discutam cu bunul meu prieten Virai, cum se spune, la încet în țigănește, până la am găsit soluția și de-aia râdeam. Deci încă o dată vă spun bună ziua, stimați telespectatori, și ca de fiecare dată avem alături de noi oameni din comunitate, oameni cu realizări, oameni cu probleme și de ce nu oameni care într-un fel sau altul își duc existența doar făcând lucrurile la care se pricep cel mai bine, și lucrul cel mai bun, după părerea mea, este acela de a se implica în societate și a-și aduce aportul până la urmă la taxele și impozitele acestui oraș. Am plăcerea deosebită de a avea lângă mine doi oameni pe care îi cunosc de ceva timp. Este vorba de domnul Miriuță Florin. Bună ziua și bine ai venit în emisiunea noastră Conviețuit. Și soția dumnealui, Bolcan Niculina Sărumâna, și bine ați venit la emisiunea noastră. Și bineînțeles, nu putea să lipsească bunul meu prieten, Virai. Bună seara, Marusică, bună seara telespectatorilor noștri. Bine ai venit, Virai, și bine te-am găsit. Hai să dăm drumul la emisiune. Hai. În această... Ne-am făcut-o noi. Da. În această după-amiază vom discuta o problemă, tind eu să cred, destul de gravă. De ce? Deoarece primele două persoane pe care vi le-am prezentat dumneavoastră, stimațele spectatori, un pic mai devreme, își duc existența făcând, cum am spus, un lucru ca pe care dumnealor îl fac cel mai bine și îl fac de ceva ani de zile, comerțul stradal. Comerțul stradal, în schimb, cel autorizat, nu cel fără autorizații, fără avize plătite, fără taxele și impozite aferente acestei societăți. Și mai bine spus, frate, e ceva ceea ce face din familie, din o tradiție. Este chiar un lucru, pot eu spune, țigănesc, pe care dumnealor îl fac din strămoși. Ce ține strămoși, de tradițiile noastre, absolut, de cultura noastră. De... vechea și bună alviță pe care dumneavoastră o faceți din familie și având rețeta dumneavoastră proprie. Până la urmă, motivul dumneavoastră în platourile studioului local TV Giurgiu nu este una întâmplătoare, și este una datorită faptului că, în urmă cu ceva timp, dumneavoastră ați primit o somație de a nu vă mai desfășura activitatea în piața centrală, mai bine zis, în locul pe care dumneavoastră îl aveți de aproximativ 2 ani de zile. Trebuie să, și am spus cu precădere, cu 2 ani de zile. De ce? Fiindcă știu că în urmă cu 2 ani de zile dumneavoastră tot la fel ați recurs la un gest extrem și ați fost în ultima situație la care dumneavoastră ați apelat la un gest extrem, acela de a vă turna benzină și a vă da foc ca formă de protest, deoarece nu vă mai lăsa să vă desfășurați activitatea în acea piață centrală, dumneavoastră având și 5 copilași acasă și singura modalitate de a-i hrăni fiind această tarabă, să-i pot spune eu, și tind să cred că nu greșesc, fiindcă până la urmă este o tarabă de 2 metri pătrați, din câte am văzut și eu, de unde dumneavoastră seara vă duceți acasă cu pâinea ce nu trebuie să lipsească niciunei familii. Deci, v-aș ruga să-mi spuneți dumneavoastră, doamna Bolcan, de ce nu vi se mai da vizul? Dacă aș ști, v-aș spune nu, din motivațiile pe care le-ați primit. Da. Păi, motivele sunt ale lor. Le-am mai arătat și le mai arătăm încă Noi le știm. Că dăunăm esteticii pieții și că încurcăm circulația. Asta venind după, repet, după ce tot dumnealor ne-au dat locul ăla acolo. Nu l-am... Locul nu l-am... Nu l-ați luat dumneavoastră abuziv? Nu, nu l-am ales. Deci să înțeleg că până la urmă administrația pieței centrale, exact, dumneavoastră v-a dat într-un fel acel aviz, fiindcă pentru a vă desfășura activitatea în acel loc, vă trebuia un aviz. Și asta tot atunci când era tot piața agrolibertă. Tot piață, dar și din motive neștiute, vi s-a ridicat acest aviz, sau mai bine zis, nu vi s-a mai eliberat un nou aviz pentru a vă desfășura activitatea. Dar dumneavoastră nu ați întrebat, domne, dar de ce... Și care motiv, fiindcă, din câte am înțeles de dumneavoastră, și chiar mi-ați arătat cu ceva timp în urmă, dumneavoastră, mandorul acela de hârtii, denotă că aveți inclusiv, ați avut cei de la economic, au fost la dumneavoastră, v-au verificat actele, negăsindu-vă chiar nicio hibă. Aveți taxele plătite adiacente acelui loc unde să vă desfășurați activitatea
și până la urmă să înțeleg că dumneavoastră nu va veni fără Hristos. Toate ușile îmi sunt închise, vă dați seama că pe unde mă duc nu prea primesc răspunsuri. Tocmai din cauza asta am apelat concrete, da. Am apelat la lege și mulțumesc legii că, uite, prin ordonanță și prin judecată am stat liniștiți. Nu ne-au mai zăpăcit un an de zile, dar acum că am pierdut procesul și tocmai de asta am și venit aici, nu vreau să dau vina pe nimeni, dar motivele pentru care procesul ăsta a fost pierdut, eu nu le văd concludente și nici... Și vă sunt necunoscute într-un fel? Necunoscute, pentru că, bineînțeles că domn primar nu are calitate procesuală, asta venind după 4 procese a rămas așa, și că este piața agroalimentară, ceea ce toată lumea știe, că nu se vinde numai produse alimentare și o să dovedesc asta. Și că domnul Priceputu nu are calitate să subînchirieze acel spațiu. Domnul ceea Priceputu ce, fiind cine? Domnul, societatea în fața căruia stau eu, în fața magazinului. Da. Atunci presupunem că aveți o reclamație făcută de acest domn? Nu, nu, domn și Priceputu a fost de acord să stau în fața dumneavoastră și în continuare dacă nu are, tot el nimic, este nu are de a face cu dumneavoastră. Să cred că nu are nicio obiecție, nu are nicio plângere împotriva dumneavoastră și lucrul tind eu din câte m-am interesat. Corect. Dar din câte m-am interesat eu, tind să cred că dumneavoastră n-ar fi avut autoritatea necesară să vă elibereze o autorizație, deoarece este domeniul public acolo unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea, tind să cred că nu greșesc. Și nu înțeleg de ce ar fi trebuit o avizare din partea acestui domn, cu suflet mare, cum o numiți dumneavoastră, fiindcă cu ceva timp în urmă ați avut-o. Nu, nu, normal, spuselor dânsei, mai repede, mai degrabă înțelegi altceva. Înțelegi că omul acela ar fi făcut-o, dar nici de cum omul ăla n-a făcut nicio reclamație. Și atâta timp cât omul ăla nu se plânge de absolut nimic, îi se îngrădește dreptul, pentru că îi face nu știu mai ce în fața acolo. Nu, pe atunci nu era nimic. Mai era mult de atât oameni ăștia, exact cum mai devreme foarte bine spuneai tu, își hrănesc copiii din ceea ce fac ei acolo. Plătesc și taxe. Nu văd de ce să nu-i lăsăm oamenii să-și continue activitatea, să poată să-și câștige pâinea pentru copilașilor. Regia, am rugămintea dacă ați putea să-mi dați și mie acea autorizație pe care dumnealor o au și au dobândit-o pe o perioadă nelimitată. Regia, când puteți dumneavoastră, nu este nicio problemă dacă se poate lucrul acesta. Dar nu înțeleg de ce trebuie să îndemnăm oamenii ăștia să facă altceva decât ceea ce ei știu foarte bine, de ceea ce ei au făcut și ei și familii, strămoșii și bunicilor. Nu știu de ce. Oamenii care au făcut altceva. Mi-a dat autorizația, să o arătăm cu cameramanului nostru. Pentru a focaliza domnul Florin, am totuși o întrebare la dumneavoastră, știind că noi suntem grup de inițiativă pentru incluziunea romilor și încă o dată, cu ceva timp când nu am venit în sprijinul dumneavoastră, ca de altfel și acum și vom veni și credeți-mă că înțelegere din partea primăriei, eu tind să cred 99,9% vom găsi fără absolut nicio problemă, vă garantez. Bine, să nu se înțeleagă că vii cu absolut, tot ceea ce ține de faptul legal, în primul rând. Să nu se creadă că noi, dacă reprezentăm într-un fel sau altul interesele țiganilor noștri, asta înseamnă că noi trebuie să nu dăm curs literei legii. În primul rând, respectăm litera legii și după aceea punem întrebarea de ce. Dar vezi că aici intervine inima și sufletul. Da. Că e adevărat, te doare mai rău decât pe altul. Într-un fel așa e. Nu, așa este. Este purul adevăr. Asta e adevărul. Dar la Partida Romilor ați fost? Am fost. După ce am făcut greva foame atunci și am zis că vreau și un loc pe piață, că am vândut atâția ani acolo, și a zis, stai că mă duc să rezolv, și a rămas cum a rezolvat, că n-am mai rezolvat deloc. Cum m-am dus, așa am plecat. Da. N-a dorit să se implice nimeni. Nimeni n-a vrut să se implice. Nu este nicio problemă. Până când am fost atunci, după ce am ieșit din grevă, când am fost la dumneavoastră la emisiune, atunci m-a băgat în seamă. Până atunci nu m-a băgat nimeni în seamă. Să sper că și să dea bunul Dumnezeu ca și după această emisiune să vă pună iar cineva în seamă și să fie un extraordinar de bun, fiindcă sincer eu chiar am vrea. Mă bucur și
Să știți că într-un fel sau altul, atât eu cu și bunul meu prieten Vinai, da, dar împreună cu grupul de inițiativă... Și vreau să spun povestea acestui aviz, dacă mă lăsați două minute, da, o să spun că e, cred că o să scriu un roman după ce am pătimit eu atâtea în, deci, piața asta. Deci, după cum se poate vedea pe acest aviz, chiar este o mențiune nelimitare. Deci este pe o perioadă nelimitată și nu, produsele alimentare nu are voie să le comercializeze, da, dumnealor. Dar este pe, da, o perioadă nelimitată. Locul absolut scrie că l-a ales administrația pieței împreună cu primăria, pentru că nu mi l-am luat eu. Eu chiar am spus, puneți-mă într-un loc fix, să nu mă dau niciun metru încolo, niciun încolo, să stau și-o fix, să mă vadă lumea acolo. Ca să mă vadă, să știe unde să vină altă. Să te găsească, da. Și acum să începem cu povestea acestui aviz, pentru că am stat în audiență două luni de cine zile. Este semnat chiar? Păi este semnat de domnul Mandu și directorul Panduru Gheorghe, care erau atunci imediat la vremea de atunci. Da. Pentru că domnul Mandu chiar m-a ajutat și dumnealui știe mai bine cine? Povestea. Mandu acum este ziarist. Este ziarist, da. Nu de Mandu, de el vorbește, nu? Da, da. Poate mă aude și știe că te-am pătimit, da, și chiar dumnealui... Doamne, iartă-mă, nu? Poate vezi? Nu vrea să știe. Păi cum? Hai, nu cred că să spun. Ei, orice am fi oameni, suntem până la urmă. Înainte de toate, suntem romi, da, și nu, oameni. Înainte suntem oameni în fața lui Dumnezeu, da, și exact. Avea după aia, da, fiecare cu etnia lui. Bun, stau două luni în audiență și intru în sfârșit la domn primar, la care nu am stat, cred că, decât 5 minute și am spus așa: domn primar, mie nu mi-este frică nici de poliție, nici de primărie. Mie mi-e frică de 5 copii că ajung acasă și n-am ce să le pui în farfurie, domn. La care domn primar zice: știu și îți aprob ceea ce vrei tu, dar fără tuciuri și oale pe mijlocul pieții. Și am stat așa: vă asigur că nu se vând așa ceva. Tot ce am e pe o masă de 2 metri și când sunt sezoane, cum e mărțișoarele, mai schimbăm, corect, da, nu poți să stai cu, da, aceeași marfă. Ei, asta fiind, bun, de sezon, zice, fă repede o cerere, ți-o iscălesc, las-o la registratură și te duci pe piață. Aici l-am găsit pe domnul Mandu, care a dat telefon, i s-a confirmat că mă lasă și să aleagă locul. Dumnealui mi-a ales locul împreună cu... Știu toți ce unde să mai... Unde vă desfășurați activitatea, da, unde mă desfășor acum. Acum. Da. Pentru că magazinul nu era în față pe acolo nimic, am căzut de acord să stăm acolo, că nu încurcam circulația și știam foarte bine că pe partea cealaltă vin zarzavaturile. Tarabele. Și, da, tarabele. Deci, că... dați-mi voi un secund. Deci vi s-a dat, ați găsit înțelegere la domnul, da, primar, da, actual. Da, și la domnul Mandu. Fără la... nicio peste problemă. Tot, în 5 minute, cum îmi spune, s-a rezolvat. Ok, perfect. Foarte bine m-a însă ajutat. Însă acum, da, de la administrația pieței, da, nu mai primiți acel aviz, deoarece dăunează estetic. Da. Da. Dar magazinul de în spatele dumneavoastră sau de lângă dumneavoastră, mai bine zis, au produsele tot în față pe trotuar, mult mai multe decât dumneavoastră, din câte știu și eu, dar în schimb nu mai dăunează estetic. Ok, vom lăsa în momentul acesta lucrurile așa. Da, e foarte mare dreptate că aproximativ, da, toate magazinele au afară. Au, da, și corect, nu mai dăunează nici sănătății, ochiului și nici... Mai n-am nimic împotrivă cu chestia asta, e, dar contră, să ținem cont că atunci, nu, când dumneavoastră a închiriat, eu eram acolo, aveam o ordonanță pe locul ăla. Și ar fi trebuit să țină, deci, cont de ea. Eu nu am intrat forțat peste nimeni. Eu eram pe locul meu. Aveam o ordonanță și n-am dat pe nimeni afară. Ori acum nu știu cum e legea și cum se... Deci eu nu mai știu, dar cum zice țiganul foarte nostru, multe... ferească Dumnezeu. Da, exact așa. Nu va fi nicio problemă. Eu am să vă rog să mergeți dumneavoastră în marți, unde am vorbit cu dumneavoastră, și chiar să verificați și răspunsul, da, pe care, da, l-ați lăsat în legătură cu acest loc, fiindcă până la urmă, sincer, nu vreau și nici nu vreau, încă o dată o spun, nu vreau să cred că nu există decât un motiv legat de etnia noastră și datorită faptului, acum să mă ierte telespectatorii noștri, nu cred că se deunează acolo optic,
datorită faptului că dumneavoastră sunteți de enie sau sunteți țigani. Nu știm, cred că nu știm. Dăunează în așa fel sau nu, deci, cred că au venit noi să știm. Cumpărătorilor că... într-niciun caz. Mai mult de atât, oamenii ăștia, dacă ar fi dăunat cumpărătorilor, oamenii ăștia n-ar fi stat ei acolo pentru că n-ar fi vândut nimic. Corect. Da. O clientă, deci oamenii, cumpărând de la ei, oamenii ăștia înseamnă că au un rol foarte important acolo. Da. Deci au și ei o gama lor de cumpărători. Dar... Deci da. N-are cum, și noi chiar să îi întrebăm pe toți clienții noștri. Chiar îi întrebăm și dacă ar fi să iau scăltură de la fiecare, cred că mi-ar da fiecare. Îți dai seama că ți-ar da. Da, și toată lumea spune să luptăm. Luptați, luptați, nu vă lăsați. De atâția ani vă chinui așa. Nu știu de ce ar trebui să luptăm, pentru că până la urmă e un lucru normal. Și este un lucru banal până la urmă, atâta timp cât dumneavoastră... Ați făcut până acum așa. Ați făcut acest lucru și mai presus de toate respectați litera legii, care pentru mine și pentru Virea în același timp, fiindcă suntem împreună și suntem țigani în același timp, pentru noi reprezintă un lucru cel mai de preț. De ce? Fiindcă țiganii noștri au înțeles, sunt un final, fiindcă nu mai trebuie să faci lucrurile care să parvină literei legii. Da, uite, căutăm, zice, să integrarea romilor, exact, da? Poftim, oamenii ăștia sunt integrați. Respectați absolut tot ce ține de cetățenii. Am luat casă de mai, am luat tot ce trebuie la o firmă. Poftim. Am și de asta, cum zice, contabilă, domnule. Și contabilă, ca să nu existe probleme, o virgulă care n-ar fi trebuit pusă, registrul de încasări și plăți, tot ce trebuie, tot în ce schimb, trebuie. Cred că dacă n-am stat o săptămână m-aș bloca și puținii bani care avem de capital nu i-am avea nici păștia, pentru că zi de zi cinci copii să întreținuie chiar corect, așa ușor și avem copii la liceu, să vă trăiască, avem să vă bucurați la școală. Da, ne chinim și noi să învețe, să nu-i lăsați, să nu se ducă la păi școală. Păi tocmai de asta eu copiii la școală. N-aș pleca din țară pentru nimic în lume, pentru copiii mei lupt până la capăt. Și ca să-i găsesc când o-i veni amărât și vai de capul lor, nu mai bine stau aici și îndur, uite, cu o judecată, cu o ordonanță, cu aia mai... ducem și... Și important este, din ce înțeleg și așa este omenește ca o mamă și mai bine zic ca o familie, să își controleze copiii și să nu existe riscul absolut datorită unor bani în plus când vii acasă să îți găsești copiii. Dar nici nu se pune problema de bani înaintea copiilor. Nu, absolut. Banii sunt bravo, pe primul plan. Cinste dumneavoastră, jos pălăria în fața dumneavoastră pentru faptul că chiar sunteți niște țigani care vă respectați familia și până la urmă este o pildă și pentru majoritari. Nu, mai bine nu mai mănânc și stau așa lângă ei să-și facă așa temele. Așa este corect. Și dorm foarte târziu că trebuie să pleci și după piață, să faci și mâncare și spune treabă. Spune, Florin, și... că vrei să spui ceva. Vreau să spun de cu băiatul meu la mare. Da. Deci nu am mai avut posibilitatea să-l trimit la facultate. Pentru că nu... Taxele și... Deci... avocat de plătit, judecăți peste judecăți pentru locul ăsta, m-am blocat numai, deci nu știu din ce deci să... Deci înțeleg că unul din copiii tăi, din cei... Da, s-a dus un an la facultate și a oprit-o, dar eu fac tot posibil, Luan. A suspendat-a, nu? Dar s-ar putea să strângem bani și acum, să-l trimite. Să Dumnezeu să-l ajutați să-și continue studiile, fiindcă, iată, avem nevoie... acută de copii, dacă, de țigani cu studii superioare, fiindcă trebuie ca în instituțiile statului să avem și noi un reprezentant, cum de fapt, iată, de ceva timp încercăm să integrăm în instituțiile statului cetățeni de enie romă, de ce? Fiindcă ți este mult mai ușor să mergi, de exemplu, în primărie, în prefectură și să spui unde este cel care se ocupă cu problemele romilor și atunci mergi, discuți cu dumnealui, iar el expune altfel problema ta în fața autorităților și o duce într-un final spre rezolvare. Exact. Găsește pârghia legală. Este un lucru extraordinar de bun. Și faptul că lucrează acolo, îți dai seama că... Acum am ales să-l sacrificăm pe el un pic pentru ceilalți, pentru că sunt patru și am spus, mami, tu, pentru că altfel pierdeam școlile ăstora, liceule, că la toți le trebuie bani să plece dimineața, paghetele. Deci am doi copii la școala generală și doi la liceu. Care și asta mare care le aveam la facultate, dar nu am mai avut posibilitate. Nu ne ajută nimeni și... Să oprim niște copii, să nu meargă la... Nu se poate, nu se poate. Da, și doi am la fotbal, îi aducem pe fiecare săptămână. Mai recent l-am băiat... La fotbal. Aici la Dunăre? Da, aici sunt, am doi copii am la fotbal, aici la Dunărea Giurgiu, la CSB Dunărea Giurgiu. La domnul Ghidu, dacă știți. La Și
De asta vreau să vorbesc, de Cosmin ăsta mare. Acum l-am dus aici la domnul Floricel la, pentru școala aia, pentru pază. Da. Atestatul de pază. Atestatul de pază. Ca să găsește și servici și te duci și la facultate, dacă noi nu mai putem. Da, da, da. Și el e de acum acord. Așteptăm da. Să înceapă deci asta, să înceapă clasa. Să ne ajute un pic, că nu se poate. Eu vă promit în mod solemn că vom încerca să facem tot ce este omenește. În primul rând să aflăm motivul real, fiindcă dacă sincer ar exista și poate există un motiv real, îl vom aduce la cunoștință, da? Dar asta înseamnă ca și alte persoane să nu-și mai desfășoare o activitate acolo. Ceea ce e un fapt foarte rău. Da. Pentru că de acolo iar se mai distrug și alte familii. Fiindcă dacă piața îi se va da o altă structură, o altă formă, se va cere ceva de la piață, atunci tind să cred că formatul nu va mai permite desfășurarea acestui comerț stradal. Și tind să cred că atunci toți de acolo vor fi direcționați într-o altă parte, tind să cred tot undeva în vecinătatea pieții centrale. Însă noi nu avem o certitudine până la punctul ăsta. Eu încerc să găsesc o motivație cât de cât care să ne confere dreptul de a contesta într-un fel sau altul acele avize pe care dumneavoastră le aveți valabile. Dar dacă vom primi răspunsuri care nu țin de aspectul pieței, atunci nu vom crede decât că în mod cert este o ură și este o chestie care se face în mod intenționat. Dar noi să sperăm că nu vom ajunge la lucrurile acestea și vom găsi înțelegere, cum de fapt găsim întotdeauna la instituția primăriei. Tema de astăzi, după cum știți și dumneavoastră, este cinstea și respectul. Și împreună cu invitații mei, dar și cu bunul meu prieten Virai, vom dezbate lucrurile acestea, fiindcă, iată, cinstea și tind să cred că toate lucrurile acestea nu se întâmplă pe lumea asta doar așa, inclusiv titlul emisiunii noastre, fiindcă, iată, avem oameni de etnie romă, unde cinstea lor este mai presus de toate, inclusiv prin faptul că cei 5 copii minori sunt trimiși la școli, unul din ei chiar la studii superioare. Cu eforturi extraordinare. Absolut. Și cu eforturi destul de costisitoare în vremurile acestea. De extraordinare, pot spune. Nu se poate. Și o tarabă să... Dumnealor încearcă să stea cu fruntea sus și să aibă respectul pe care vrea să-l dea copiilor, dar din alte motive, iată că respectul acesta de multe ori ne face pe noi, nu numai pe noi cetățenii de etnie romă, dar și alte persoane care tindem să credem că cineva nu ne dă voie să facem acel lucru cum considerăm că îl facem bine și cu argumente, ne lasă un gust amar pe care de multe ori nu poți să-l iei cu zilele și să spui să-ți dispară, fiindcă simți acest gust amar, îl simți chiar în sufletul tău de om. Nu știu, sincer știi ce nu înțeleg și simt să, cu toate exact ca și tine, nu vreau să spun că e cineva rău intenționat în ceea este, ce primește acest... Nu, vorbim doar așa, noi presupunem. Da, presupunem. Faptul că în același moment cineva își desfășoară activitatea acolo, Doamne ajută să-i dea Dumnezeu sănătate, unul îi dai și altuia nu-i dai. Deja nu se pare. De ce? Absolut corect și concret până la urmă, fiindcă dacă dai un aviz... Noi după spusele dânsului. Și tind să crezi că acela este în regulă. Cum e, a fi și normal să... Evident că și eu ăla e, da. Și spui întrebarea, dar dacă eu am toate în regulă, de ce nu mi se dă? Sau dacă lipsește un document, de ce nu mi se aduce la cunoștință? Băi, omule, îți mai trebuie avizul ăla din partea nu știu cui, obține-l și... Păi nu înțelegeți că nu mai are de unde să înceară, că eu le-am adus. Noi vorbim metaforic, m-ați înțeles? Noi înțelegem. Că dacă era după noi, erați acolo, nu erați la judecată. Nu, deci ei nu mai au practic unde să mă trimită, că le-am adus după peste tot. Acum mai nou, cine a închiriat acolo magazinul acesta care mi s-a dat aprobare să stau acolo de către el și a zis că nu este valabil, că domnul priceputul să comande la el în magazin, nu în afară magazinului, cine a luat acum... Pe ce a luat ăla? A închiriat magazin. Magazinul a închiriat. Păi dumneavoastră vă desfășurați activitatea într-un magazin? Nu, sau afară pe domeniul în afara public. Magazinului, în fața magazinului, la cel care l-a închiriat. De la domnul priceputul. De la domnul priceputul. Acum? Dar domnul priceputul, când mi-a dat hârtia, mi-a spus că nu e valabil de la el.
că e domeniu public. Corect. Acum nu mai e domeniu public. Deci sunt niște, ați intrat în niște polemici care nu mai știm noi nu ne noi, înțelegem, da. Dar... Nu, dar se contrazic totuși. Da, dar noi sigur chestii, am extras esența și vom încerca să, nu să elucidăm, că nu vorbim și nu folosim cuvinte care într-un fel sau altul... Nu, să găsim o cale amiabilă, da. Și legală să... Am găsit o soluție amiabilă, cum spune și prietenul meu, Virai, da, da. Ca să încercăm... Ca să desfășurați activitatea. Păi, chestia e că dacă te... Păi, domne, dormi seara pe pernă și te gândești că a doua zi n-ai unde, n-ai să, unde te să te duci și nu mai ai nimic de unde să scoți un loc, îți vine să te omori că copilul ăla mâine să scoală și n-ai să-i pui un pachetel și zice, mami, cum să răspund la oră? Zice, văd și eu la ăla că bea suc, vreau și eu, sau văd și eu la ăla. Și atunci cum să spui, mă, eu ție nu stau. Păi de unde nu-mi dai? Păi știe el că domnul Roșu nu mă lasă pe piață? Nu știe. Și atunci ce explicație să-i dau? Ăla mare înțelege, dar înțelege ăsta de clasa 6. Acum te întreb eu pe tine, Virai, tu fiind în cunoștință într-un fel și având cunoștință că noi, în mod normal, pe municipiul Giurgiu, aveam, am zis bine? Nu, aveam. Aveam. Un expert pe problemele romilor. Da. Aha, da. Da. Nu știam de ce ești în... Da. Sunt așa în dubii. Și, ce, și unde ce... ai rămas ultima oară? Dar ce-ai fizică? N-ai ceacio. Nu știam ce a dat și ce n-avem. Da. În urmă cu 2 ani aveam acest expert pe problemele romilor. Știa și din... Din timpul emisiunii, fiindcă aveam o altă emisiune la un alt post local, tot pentru romi, știa și prin faptul că i-am adus la cunoștință durerea cu care se confruntă. Oamenii, tot despre oamenii aceștia. Exact. Au, în urmă cu 2 ani au ajuns la gesturi extreme și Dumnezeu, da, să spuneam un pic mai devreme, face lucrurile așa, de așa natură să nu se întâmple la voia sorții și să se întâmple concret pentru un lucru bine stabilit. Și atunci au vrut să fac acel gest extrem, cu sticla de benzină și s-a nimerit ca eu să fiu exact în ziua aceea de servici. Am venit, le-am vorbit, le-am spus că sunt țigan, lucrez aici, avem grup de inițiativă. Ce înseamnă? Absolut. Și ne-am liniștit atunci. Păi faptul că îți vorbea un țigan și știa cum să-ți vorbea. Absolut. Am vorbit cu dumnealor, chiar și domnul director Ciobanu de la Poliția Locală m-a felicitat pentru faptul că la momentul acela am fost acolo și am putut să facă așa fel, gestul lor să fie aplanat. Și expertul nostru, Cărdele, era vorba, i-a adus la cunoștință lucrul acesta. Era un caz social. Poate și tu și telespectatorii noștri mă întreabă și ce-a făcut. Cum zice țigan, nothing. Că spui și mă ție acum. Nu ești drag. Nu, e păcat, pentru că mai mult de atât cât ții locul, ții o funcție primării, în cadrul primăriei. Că am client și pot deschise, să mă duc și acasă cu bani. Nu știu de ce să nu faci, atunci de ce mai stăm în funcția respectivă? Eu știam pe de ce mă altfel. Da, tu ai dat numele, eu n-am vrut să-l dau. Atunci ce să ne ferim? Nu e vorba de ferit, eu n-am vrut să-l dau, fiindcă, sincer, părerea mea nu mai merită să-i pronun numele. De ce? Știu, am auzit. Fiindcă acum vine și spune... De ce nu eu? Adică e vorba de el. De ce nu mai sunt? De ce nu-mi fac eu lucrurile? De ce vine și Flutur la o emisiune, că știi, el ar fi fost par nu știu câtelea pe listă și nu mai e, că el este expertul pe problemele romilor și tind să cred că el se prevalează de acea hârtie care, datorită unei doamne care eu încă o respect, el a făcut acele cursuri la timpul acela. Dar asta nu înseamnă că dacă ai o hârtie, trebuie să ai și calități. Și dar mai, neavând... mult, de, și mai mult de atât, nimeni nu suntem puși într-un loc definitiv. Pe veci. Însă, în momentul când ai calitățile necesare, atunci chiar ești lăsat pe veci acolo. Însă, el ca expert, dând o situație în fiecare an, cum este posibil? Eu stau și mă întreb acum. El venea la mine și mă întreba câți oameni s-au angajat. Dar lucrul ăsta făcându-l grupul de inițiativă. Un grup de inițiativă pe care el într-un timp îl contesta vehement. Și nu înțeleg, până la urmă l-am întrebat, de ce? De ce? Pentru că venea și lui în ajutor. Absolut, dar el n-a știut să-mi dea răspunsul ăsta sau n-a vrut să mi-l dea atunci bărbătește într-un fel sau alt. Dar eu dădeam toată situația pe care îl ajuta. Trebuie de menținut și chiar
menționat, da, dar vezi, mă iau și mă pierd în toate astea. Calm, da, la asta. El era plătit și este de Direcția de Asistență Socială. Iar eu sunt polițist local, da, tu ești în cadrul biroului la de intervenție a Poliției Locale Giurgiu. Și sunt plătit de aia. Da, n-ai nicio treabă, da, cu ceea ce faci acolo, faci benevol. Exact. Însă el, ideea este că el își lua banii de acolo, iar eu din altă parte. Iar da, el avea serviciu. Era serviciu de așa natură, de așa ceva. Pe postul destinat problemelor romilor. Iar eu aduceam la cunoștință situația. Și nu înțeleg acum de ce la un moment dat s-a pus problema el și rude, că în ultima, da, în ultima adevărat, n-a sagă ceațimos penal. O să traduc o caștală o mâine. E hotel Duma Romanes. Așa. Și acum am observat nu cu stupoare. S-a disfăcut, așa știi, că nimeni în istoria României nu deține un partid în familie. Adevărat. Pe cuvânt? Adevărat, pe cuvântul meu. Uite, am și spus-o în direct. Partida romilor acum is my family. M-ai înțeles? Să ne ajute Dumnezeu. Da, să ne ajute Dumnezeu, cum spui și tu. Ceea ce... Da. Și vine și spune o persoană de acolo că nu înțelege de ce eu, ursarul alu Marus, reprezint, m-ai înțeles, legătura poliției locale cu romii. E un lucru extraordinar ceea ce faci tu. Păi da, dar nu-l înțelege. Doamne, da, dar nu se poate. Păi ăsta e un lucru extraordinar de benefic pentru toată, da, comunitatea românilor. Eu îi mulțumesc din tot sufletul. Mai mult de atât, uite, oamenii și avem... Și poate și copiii mei și... Faptul că tu ești și țigan, sigur, lucrezi acolo, legătura ta, și până la urmă tu nu iei niciun ban în plus pentru ceea ce faci. Și ai se poate verifica. Tot, te duci la dar da, normal ce să verificăm. Doar nu te-o face vreun alt ștat să-ți dea bani că e țigan. Nu, da, atunci când am avut nevoie, a e fost un lucru extraordinar că tu ești acolo. Exact acolo unde trebuie. Bună, și asta știți, contează cel mai mult. Știți, într-un fel sau să ajuți unde... omul când trebuie, că degeaba l-a ajuns. Când îi dai, când are? Uimirea mea. Da. Vine că tot de-al nostru, cum spunem noi... Da, țigani, uite, vezi, asta te doare cel mai tare. Te contestă, da, și nu te contestă lucrurile rele. Și eu l-aș contesta pe Virai fără și de mai degrabă dacă ar face după, ceva greșit. Da, după, da, spuse, e normal și accept, da, orice. Corect, și eu la fel. Și mai mult, da, de atât, acum tine să cred că e chiar răutății de astea. Da. Faptul că spui că cine a zis, Mihai sau mă rog cine a zis, mie sincer, nu vreau să-i pronunț numele la băiatul ăsta. Fiecare om greșește, ce să mai... E mai grav, pentru că tu faci și lucruri pe care poate treia să le facă el și le faci tu, sau le fac eu, sau le face altul. Cu ce te deranjează? Din contră, strânge mâna, felicită-l pe respectiv, bravo, mă, bine că ai rezolvat tu treaba aia. Dar fă lucruri concrete! Corect, da. Nu să venim să vorbim să că am făcut ce? Da, eu îi mulțumesc că ne-a ajutat. Nu, nu trebuie să mulțumesc sincer niciodată mie. Vreau să vă spun eu mai mult, într-adevăr, nimeni, toată lumea se bucură când primește o mulțumire, când primește o felicitare. Da, cel mai fericit e pentru el, e pentru el însuși că a putut să rezolve problema aia și a fost, da, acolo la locul. S-a dus acasă și a spus și el la copil. Sincer, lasă, da. Păi normal, eu asta îi spuneam așa și lui. L-am văzut așa mai sincer, mai că nu... Un țigănaș tu de la voi, de la Călugării, nu. A fost polițist și a... Ți-am zis de țiganul ăla. Da, da, da. A venit și a aplanat o ceartă foarte, foarte, foarte gravă, care, da, se putea întâmpla un conflict extraordinar de grav. Auzi, prin faptul că el a fost țigan și a mers în comunitate și le-a vorbit țigănește, da, ăla, da, 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 lumea, auzindu-l, s-a oprit. Și s-a el oprit. E și, culmea, că el e nici... Nu arată țigan. Da? E și blond. Așa. La prima vedere chiar nu înțelegea. Da. Dar ducându-se în fața lor, vorbindu-le pe țigănește... Da, așa. De-aia am spus, bă, trebuie cum e la poliția locală. Bine, da, la poliția locală el e angajat pe postul lui, el nu e angajat... E foarte important să avem și noi oameni acolo reprezentant. Unde trebuie. Absolut. Sigur, da, că da. Și în spitale suntem mai înțeleși dacă avem romii noștri. Ei, și apelăm. Iată că și peste tot, în toate ramurile. Acum dumneavoastră vorba, avem și 10 mediatoare ce se ocupă de problemele romilor. Ce înseamnă problemele romilor? În mod normal, mediatoarele noastre n-ar trebui să ducă țiganul nostru chiar până nu și a, da, doctorului. Da, da. Însă ele o fac. De ce? Fiindcă încrederea omului, a țiganului nostru, să nu fie extraordinar de pierdută cu instituțiile, da, statului. Și când vede că îl duce cineva acolo și culmea și lucrul cel mai adevărat posibil,
este respectat datorită faptului asta că este cineva lângă el care reprezintă ceva oficial, îi dă și lui atunci acea încredere că iată, suntem câțiva țigani care ne ocupăm de problemele cu care se confruntă comunitatea noastră de romi și nu sunt mici probleme, sunt chiar mari, foarte mari, foarte mari, fiindcă de multe ori suntem chemați și seara, cum a spus și Virai, la, să venim la conflicte, să le aplanăm, dar culmea că unele persoane nu le știu. Da. Nu le știu, fiindcă nu vor să le știe, fiindcă le află de la tine, de la mine, de la colegii noștri, de la Minel, că este cameraman și umblă și spune, știți ce a făcut ăla, mă? Ia uite, nu s-au mai bătut 100 de țigani cu jandarmii să-i rupă cu scuturile, cu spray-urile. A venit bun frate, un țigănaș de la... Bă, imediat i-a calmat, mă, pe toți. Aspirină să numesc. Marusică, și aici vreau să spun și scuză-mă că te interup. Până la urmă, rolul al meu, al tău și al acestor oameni care vor să se arate în fața țiganilor că face ceva pentru ei, ăsta e să mediatizăm, noi să fim acea punte de legătură între romi și instituțiile locale. Corect. Da. Pentru că altfel faci. Sunt oameni, într-adevăr, care nu pleacă de acasă, da, pentru că el zice, nu mă duc, dacă mă duc, mă de afară. Sau nu mă duc, da, nu sunt îmbrăcat nu știu cum. E, faptul că tu îl iei de acasă și îl duci acolo, pentru el e deja uite, o extraordinar. Uite, fără să știi și adevărat, iată că încă o dată dovedim că această emisiune nu este regizată. Tu ai spus un fapt concret. Păi nu, asta că e... Că cum e, că nu l-a... Mai devreme, Florin, până să intrăm în emisiune, spunea... Nu-i venit pe piață. Mariusica, eu nu intru, mă. Nu, de ce mai părinți? Ce? Păi uite-mă cum vin de la piață, mă, și uite cum sunt. Da. Omule, așa trebuie să ești, că așa ești. În momentul când încerc să... Și ia uite, folosești cuvinte de alea și expresii care țiganul nostru nu le știe. Nu înțelege. Dar ia uite-te, știi ce zice? Schimba fani. Postul să ne uităm la DSR, că nici ea n-au. Adevărat? Nu, numai că nu ar înțelege. Știți cum suntem noi țiganii? Că uite, ce caută ăsta să facă aici? Și... Să-ți mai dau încă un exemplu. Un exemplu concret. În decembrie s-au dat ajutorul acela de lemne. Da. 40 de lei că s-au dat în perioadă. Trebuia să se dea un sum un pic mai mare. Da. Îți dai seama, țiganul nostru, cum au zis și iarna, că n-ai lescaști, sâșil, au oile, s-o chelați o mie. Da, vezi, ai grijă, ăștia când le dai lemnile, să le dai și topor. Păi ia uite-te, nu le dăm original, ne mai luăm după de-astea. Noi nici și mă sună de la DAS, și pe această care o salut și o mă respectos pe doamna director Bănescu, pe doamna Roșu și pe Nelia Lișoara și toată considerația mea pentru dumnealor și pentru faptul că se implică în problemele țiganilor și într-un fel sau chiar ne suportă. Și mă sună de la DAS și îmi spune, domnul Marius, ce faceți? Și mulțumesc bine, puteți să veniți până la noi? Zic, da, dar ce s-a... Veniți, vă rugăm, dar cât mai repede. Bine, am mai stat, m-am dus. Deci nu exagerez, cred că erau 100 și ceva de țigani. Zic, o, toți, o, să treci, șeful, să treci, bă, rusică, s-o cărez, bă. Zic, bine, mă, ce mai și pe mine, ne știm ce e cu ei. Bun, intru înăuntru. Și ce spun fetele acolo? Domnul Marius, te rog eu, potolește-i tu, că ia uite-te, nu ne mai înțelegem, intră peste noi, fac aici, nu știu ce. Păi stați un pic, dar o expertul o Cailo și să uită așa la mine, că ce? Adică expertul... Adică unde este expertul? Nu este aici? Hai bine, am înțeles. Și m-am dus și n-a durat decât 3 minute și crede-mă că au rămas uimiți, Virai. Asta e vina a expertului, a oamenilor corect, care sunt puși acolo, corect, pentru că și cei din partea autorităților au simțit o reticență și nu poate să aibă o legătură cu el. Fiindcă ar fi... E foarte grav asta. Conflictul ar fi fost atunci mult mai mare dacă ar fi da, ieșit e foarte grav, e foarte grav, da, pentru că oamenii noștri care nu sunt puși în punctele respective nu își fac datoria așa cum trebuie. Și crede-mă că n-a durat 3 minute de când am ieșit și le-am zis nu vă potoliți, nu vă mai vedeți ară, nu mai vedeți ară. Culoare 3. Când au ieșit fetele la geam să uita și le-am văzut, îmi pare rău că n-am fotografiat, uite cum făceau. Ia uite-te cum faci. Pentru că ești al lor și știi să le vorbești. Ei, Marius, ce le-ai făcut, domnule? Păi dacă nu înțeleg, pune un om de-al nostru să le vorbească. Nu să nu înțeleg. Dar fără să vă supărați. Și voi ar trebui să le vorbiți. Domnul Marius, credeți-mă că ne-am vorbit cu frumosul, că nu știu ce. Dar el nu are totuși încrederea. Niciodată. Păi nu are, nu avem, așa este. Ia să fie și expertul nostru să le fi vorbit pe un ton autoritar. Băi, stați acolo că nu se poate. Corect? Da, și să știi că și e adevărat. Și dacă nu da. Păi de câte ori n-am făcut și noi așa? Da. Și au lăsat capul în jos, tot ei s-au rușinat. Să duc că își dă seama că a greșit. Au înțeles situația în primul rând în care ne-au băgat pe noi. Da. Și au înțeles, mai înțeles și au făcut 3 culori. M-a sunat la ora 4 și ceva, au stat ca să le dea la toți datorită...
Se știe că la 4 se încheie programul peste tot la instituțiile statului. A stat până la 4 și ceva și pe de ce a stat până la 4 și ceva? Ce, domnul Marius, din respect pentru ei, numai cum i-am văzut ordonat. Păi, că n-a plecat, ultimul n-a plecat de la coadă până nu și-a luat și el bănișorie. Zic, foarte bine, doamne. Și acum mă întreb eu iar. Expertul și expertul vine și mă arată cu degetul și... Uite, mai trebuie și eu ceva virai acum. Te rog, așa, te rog. Că spui și eu ții. Te rog frumos. Ia uite-te. Știi că Salam are și melodia, eu sunt și gras și frumos și sunt cel mai norocos. Ai auzit tu zlav și urât? Niciodată. Și auzi, tot nu știu unde, știi că dacă ai, nu știu cum a zis, nu mai rețin gagici, nu știu, sau nu știu cum a zis cu național de stat. Foarte urât. În primul rând foarte urât, fiindcă... Avem familie înainte de toate. Avem... Absolut și înainte de toate, între băieți, cel puțin între băieți. Chiar nu se face așa, nu se face așa ceva, mai înțeleg. Dar ca să vii și să cei care mai sunt băieți. Ăla a angajat două... Mie urât să pronunț numele din respect pentru o femeie. A angajat două nu știu ce, e urât. Dar și ca să faci lucrul ăsta și să ai... Să fii admirat, hai să fim noi gentili de... De ce e frumos pe lumea asta, adică de o femeie, trebuie să ai calități. În mod sigur, firai, și de-aia te-am vrut să te întreb. Este adevărat, greșesc? Nu. Mai ales că tu ești mai mare și experiența ta e un pic mai vastă. Este adevărat, atât. Deci ca să te respecte... Cu cât mai mulți ani, cu atât experiența mai mare. Bravo, sănătate. Unii nu o dobândesc, să știi, poți să aibă și 100. Și să aibă barba până în col. Da, nu o dobândesc. Și e posibil să fie și pe neam de multe ori, mai înțeles, tind eu să cred. Să aruncă. Absolut. Și în momentul ăla când nu ai respectul și te întrebă da, dacă nu te respecti pe tine, ce aștept să respecti pe altcineva? Sau să te respecte altcineva. Ca cineva și hai să vorbim de femei ca să te respecte și să spună bună ce faci, asta înseamnă că ai un caracter dezăvârșit. Și cum spuneam eu și atunci și tema emisiunii, este vorba de respect. Respectul pe care nu ți-l dobândești virai și stimați telespectatori datorită unei funcții. Că poți să fii ambasador și să nu te hanească nimeni. Și poți să fii cel de la mătură și să iasă lumea pe stradă și să zică mamă, vine ăla cu mătura, abia aștept să vină. Da. De dragul tău iese lumea. Sau de multe ori face mizerie la poartă numai să vii să iei. Dar ăsta e respectul pe care se câștigă în timp. În timp. Corect, da. Și personale. Nu este... Dar în momentul când nu ai respectul ăsta și tot timpul ăla acuzi, faci, încerci tu să pari ceva ce nu ești, eu unul sincer de multe ori datorită acestor oameni și din respect pentru oamenii care îi am alături de mine și reprezentăm ceva, cum este Virai, cum este oamenii cu care lucrăm în grup de inițiativă, toți țiganii noștri. Nu, dar fiindcă, sincer, aș avea să arăt, cred că un cai de la studențesc cu faptele unora. Dar mi-e teamă de un singur lucru. Ai venit cu el la mine și ți-am zis, stai mă, cu că nu e frumos. Da. Atunci ar vede majoritarii și ar spune... Țiganii fac țigări. Iar eu mă feresc de lucrul ăsta. De ce? Ca să nu creadă toată lumea, cel puțin majoritatea, și chiar și țiganii noștri, de ce nu? Că și ei arată nu și... Cred. Și țiganii noștri ne arată de multe ori cu degetul. Ba da, fiindcă te crede asociat cu cineva, virai și ce zice? A, spune cu cine umpli ca să spun cine ești. Haideți să vă spun ceva, că eu... nu știu cum. Sunt mai afară așa și aș vrea să vă spun punctul meu de vedere. Ce și noi avem țiganii Târgoviște, acolo m-am născut eu. Dar vă spun sincer. Și ce a căutat omul ăsta tocmai acolo? Păi, avem după mine la Târgoviște. Alea, și da. Țiganca și... frumoasă s-a dus soia, nu? Păi, da. Nu știi cum e la noi să fură? Ceea ce ești? Pagăltul? Păi, zău. Dar vă spun sincer. Ca Bordean. Noi nici idem. Zău. Nici 5 bani. Deci n-a dat nici 5 bani asta. Nimic. Bunul e dragostea asta. Îl întreba cât a dat. Treaba e că vremea la noi să mai... Așa acum am mai început. Mai sunt rare cazurile, da. Cutumele astea încă există, nu trebuie să spun cum nu există. Vreau să spun că și noi avem țigani în Târgoviște și chiar avem și partida. Peste tot, peste tot. Dar, nu știu, m-am acomodat așa de bine în Giurgiu. Sunt oameni așa de cinstiți. Exact, de care te poți atașa, care știi te poți ajuta. Ce se întâmplă e, la noi, și... cred că e unul dintre județele cu cei exact. Mai buni țigani. Da, da. Exact, asta exact. Am vrut să spun. Da. Sunt țigani la locul lor, nu fac probleme enorme, da. Ca cei da. Din București, ca cei din toată țara. Toți să sunt spunem. Ai noștri, ne-a noi, asta da, e. Da, iubim pe toți, sunt ai noștri, ne-am născut și rămân până la urmă. Și încă o chestie, că acum să revin la respect, noi, poliția locală cu...
acum câteva timp am avut bilanțul. Și credeți-mă că pentru mine unul și m-am gândit de două ori și m-am bucurat, pot să spun de două ori. M-am bucurat odată fiindcă sunt polițist local și al doilea că sunt țigan. Da. Când domnul comandant de la jandarm și domnul comandant de la poliția municipiului a spus că rata infracționalității a scăzut extraordinar de mult pe municipiul Giurgiu. Atunci m-a făcut să mă bucur de două ori, cum am spus un pic mai devreme, și acum revin la latura mea de țigan, fiindcă știu că aportul meu și a oamenilor mei care lucrăm cu comunitatea de țigani le-a adus la cunoștință. Bă, nu mai cura! Bă, nu mai te duc acolo! Băi, fii atent ce-ți fac, eu te duc și te predau. Acum știi ce vreau să spun și eu, Mariuse? Da. Ce-ar vrea domnul Gigi Roșu cu domnul Ruse? Să mă apuc de furat? Nu, nu stă în caracter. Nu stă în caracter. Lasă-mă să-mi câștig pâinea liniștit. Trebuie să fii lângă copii. Nu te deranjez, nu m-ai deranjat. Lasă-mă, mă frate, să-mi câștig pâinea. Nu, că lucrurile astea le vom face și vom încerca ca totul să fie, să intre în legalitate. Asta pe noi ne interesează cel mai mult, ca lucrurile să intre în legalitate, fiindcă noi toți spunem la țiganii noștri să schimbăm mentalitatea. Și dacă schimbăm mentalitatea și facem lucrurile exact cum scrie la carte, și nici atunci nu suntem respectați. Nu suntem nici atunci, sigur că. Atunci ce ar trebui să facem? Ai cuvântul meu de om, decât să scriem pe caiet. Că dacă domnul Gigi Roșu și cu domnul Ruse nu ne lasă în pace, intru iar în greba foamei. Pe cuvântul meu. Și acum nu mai intru singur, intru cu copii cu tot. Hai să nu amenințăm. Nu amenință. Deci asta nu e amenințare. Dacă nu ne lasă în pace... Deci... Noi nu eu vreau să mă las în pace, să-mi câștig pâinea la copiii mei. Aceste autorizații eu nu beneficiez de nimic, indiferent unde mă duc și nici noi nu ne ducem să cerem. Atâta timp cât avem două mâini și două picioare, muncim și nu cerem nimic. Nu vreau... Deci nu vreau acum cu ocazia la emisiunea asta să creadă lumea că am venit să cerșez bani. Nu vrem nimic. Deci de la nimeni absolut un leu. O secundă. Este un lucru care... Muncim. De multe ori invitații mei îmi ridică mingea la fileu. Adică mă face să spun lucrurile care, într-un fel sau altul, vreau să le spun, dar nu pot să spui exact tot ce ai avea în cap. Dar iată, datorită și ție, m-ai făcut să spun un lucru. Să știi că niciodată, atât eu, dar și Virai, și oamenii care luptăm pentru mentalitatea țiganilor și schimbarea lor, nu vom aduce și nu vom promova niciodată pe cei care cerșesc. Exact. Nu, nici noi nu suntem de acord. Tocmai de asta spun. Motivul tău în această emisiune nu este unul de a cerși și din contră, nu suntem de acord de a arăta cu violența, nu. Respectul și demnitatea pe care tu o ai ca țigan până la urmă. Cu familie, cu cinci copii și toți la școală. Toți copiii la școală, asta nu este vorba de cerșit, este vorba că vrei să te implici în societate. Omul e deja integrat. Absolut. Deja, și vrei ca societatea, într-un fel sau altul, să te protejeze. Și să te respecte ca atare. Asta caut. Când vor fi băieții mei mari și ies cu ei pe stradă să mă mândresc, domne. Nu vreau să... Toți ne dorim la fel. Le-am spus-o, nu vreau să merg cu capul în pământ. Ori ești cinstit și ești țigan, ori dacă nu, nu te mai bag în seamă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Care... Dacă mai ești și țigan și mai și faci poloase, atunci toate ușile ți se încheie. Asta e prima regulă. Încă o chestie care mi-o spuneți acum și încă o dată îmi ridicați acum dumneavoastră mingea la fileu. Să știți că datorită faptului că sunt țigan și eu și dumneavoastră, chiar și Virai, să nu mai spun tot timpul, rămânem cel puțin eu și el uimiți de numărul extraordinar de oameni care tind eu să cred, dacă am fi fost țigani care să nu ne respectăm în primul rând pe noi, să fim arătați cu degetul, nu ni s-ar fi deschis atâtea uși. Vă dau cuvântul meu de om, azi am fost la domnul director de la Spitalul Județean, domnul Mihai Pete, și cu această ocazie îl salut. Da. Și m-am recomandat în fața dumnealui și am rămas surprins plăcut să constat că dumnealui are acea discuție cu mine. Dar de ce am rămas surprins? Că zic, băi, eu sunt un simplu țigan mic, mic. Bine, tu zici așa, dar tu nu te consideri niciodată. Să știi că mă consider. Nu Virai, știi de ce? Mă consider, niciodată nu-mi voi aduce laude și niciodată nu mă uit. Nu laude, dragul meu, că nu trebuie să te lauzi. Corect. Fiindcă mi-am câștigat acest respect de care vorbeam mai. Tocmai de-aia zic. Tocmai de-aia spun asta. Suntem țigani și asta ne ocupă. Tocmai de-aia spun. N-ai de cum să crezi vreodată că ești mic. Fiindcă ușile la primărie ne sunt deschise și vedem cum ni se vorbește și nu ca ți se vorbește formal,
sau ba, chiar se întâmplă ceva în urma demersurilor făcute. Da, eu am simțit, da. Să știți că domnul Iman nu face deosebirea, nu face, domnule, eu bag mâna în foc. Nu există așa ceva. Fiindcă am văzut, de asta spun cu toți, și vorbesc cu ei fără să mai țină cont Alex Zidane. Fără inhibiții, bineînțeles. Văd respectul pe care l-am câștigat în fața dumnealor. Exact. E, uite, acolo ai spus o vorbă mare. Pe care ți l-ai câștigat. Da. Păi vezi, mă, băiatule, de aceea e problema între noi și ne diferențiem, pentru că unii ni l-am câștigat, alții ni l-am pierdut. Corect, corect. Și este greu să ți-l mai redobândești din poziția. Încrederea? Bă, măcar de-ai face lucruri atât de bune să încerci să... Dar dacă tot prostii faci, cum să-l redobândești? Este corect. Și știi, într-un fel... Domnule, și sunt atâtea lucruri bune de făcut. În momentul când ai și pe alții, da, da, asta fiecare zi poți să faci lucruri bune. Extraordinar de multe lucruri. Dacă toți, cum eu am spus-o cu ceva timp și chestia aia am spus-o la care chiar și tu, Virea, ai participat, ne chema să Lelele odată acolo la sediu unde l-avea el și este vorba lui și eu, indiferent ce, indiferent dacă sunt certat cu cineva sau nu mai mă salut din diverse motive sau nu, lucrurile bune eu niciodată nu le uit sau nu le aduc la cunoștință. Atâta timp când mi le-ai spus tu, le spun, fiindcă e de multe ori ce e bun. Și el a spus o vorbă care, sincer, pe mine m-a uimit în momentul ăla. Nu contează câte asociații, ONG-uri, orice am fi, dacă toți venim în ajutorul țiganilor, cu atât mai bine. Băi, nu pot eu să te rezolv cu asta, că nu știu să scriu un... tongoleză, du-te la Virea, exact cum făceam eu la mine când venea și apela cineva și știam că el are ușile deschise unde știam eu, niciodată eu totdeauna imediat puneam una pe telefon și îl sunam. Ar zic că vreți să duc persoana cu tare. Și încă, un aspect, avem foarte mulți prieteni români. Foarte mulți. Dar este ceva care ne datorită caracterului și respectului nostru. Foarte bine și aveți chiar prieteni, le mulțumesc. Aveți prieteni, că româncă România. Da. Nu mai spuneți așa, că are România româncă. Chiar n-avem cutume de genul ăsta, că româncă e țigan. Am mai degrabă noi. Adică noi nu ne dorim să fim discriminați și noi să spunem... Exact, să discriminăm la gândul nostru. Virai, lucrul cel mai important pe care l-ai omis, să știe și amărul rom. Nevestele noastre nu ne aduc de banane. Ei, vezi? Corect. Este corect, frate. Nu ne aduc banane, nu să le dăm mai departe, să nu știu ce. Auzi, fata mea are 11 ani și are prietenul ei român. Ce să fac, să-l dau afară? Ferească Dumnezeu. Vine băiatul, stă cu ea în cameră. Să nu dea gajiua. Păi, dar e la mine acasă. Vezi că până la urmă ai ținut cont de un pic de țigănie să mă aduc la mine. Nu, frate, dar să mă, dacă n-a pus în atâtea familii. Sunt prieteni deocamdată. Sunt atâtea familii mixte care nu se mai... Da, nu se mai ține cont. Da. Știi ce spui tu acum, mi-a spus domnul Nicu Ștefan... E, și de aici, vezi, noi ne integrăm. De ce? Om românci? Da. Doamne ferește, asta e o prostie. Și românii au țigăni. Să etichetezi omul. Am mulți prieteni care au, care au femeile români și au femeile sunt țigăni. Floline, nu mai există, sincer, nu mai poți să faci diferența asta. De ce? Da. Fiindcă atâta timp, femeia țigan și bărbatul țigan, atâta timp cât dau respectul lor dobândit în societate, sunt incluși în societate, au decența aceea pe care puțini, că nu mai sunt mulți, nu o cunosc, e și normal să nu mai faci diferența. Da, și sincer, acum să nu se supere telespectatorii noștri majoritari. Da, țiganca noastră parcă de multe ori un pic mai dulce. Că spui și o ție. Așa e când e. Îți spun eu de ce? Păi mă, frate, pe mine m-a obligat soacră mea. Hai că ai probleme acasă. Pentru că m-a obligat soacră mea. Țiganca știe să ierte mai mult, nu? Hai să spună pe adevărat. Oamenii sunt la fel. Dar să știi că soția mea este româncă și sincer și pe această cale o să și că este viața mea. Păi, să știi că și mama mea îmi zice, dacă aveai țigancă, nu suporta atât. Da, stai, nu înțeleg că trebuie să că ai făcut ceva. Nu, programul, că vii târziu la serviciu. Nu, păi stai. Că tu-s bărbații mai sunt. Da, ce-a zis? Nu că ai făcut. Da, datorită programului și datorită faptului că de multe ori, sincer... Mai pleci la alarmă, la astea? Este normal. Prin prisma serviciului virai. Atât? Păi, dar alții nu poate să ducă și nu are decât... Că n-are alarmă. 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 Băi, du-te și mai adu un sac de banane. Că spui și eu ție.
Deci asta este... Glumim și noi acum. Păi făceam haz de necaz mai mult, exact, am văzut exact lacrimile din noi. Da. Și am zis, hai să încercăm să... Pentru chiar... că până la urmă, noastră, exact cum spuneai și mai devreme, ați găsit bunăvoință și din partea lui Marusică și la noi. Și noi încercăm să facem absolut tot ceea ce ne stă în putință pe cale legală să vă ajutăm și... Colegul nostru, cameramanul, ne spune, bă, hai că mai n-ai tu timpul, mai și aici. Eu sunt convins că o să spune mâine aici. Fiindcă suntem spre finalul emisiunii și întotdeauna dăm prilejul invitațiilor să spună un cuvânt, chiar să salute orice, chiar te rog. Eu vă mulțumesc pentru această emisiune, mulțumesc tuturor telespectatorilor care se uit la noi și multă sănătate și fericire la întreg neamul Romano și Gagicanu. Da, dumneavoastră, doamnă. Eu ce să spun, sper că prin această emisiune să ajungă la inimile tuturor. Nu vreau să mă mai cer cu nimeni, pauză. Nu vreau să mă mai judec cu nimeni, asta e doar un prilej. De asta în continuare pe piață, că n-am ce să fac. Și tot așa, multă sănătate tuturor românilor și țiganilor. Mai la urmă noi. Virai. Deci, în primul rând, mulțumiri din inimă telespectatorilor care ne urmăresc emisiune de emisiune și vreau să te anunț că nu sunt puțini. Mai ales că ai venit aproape de mine, Mirai. Dar nu mai spune așa, că aude altcineva o ciungană. Dumnezeu să ne ajute în continuare să putem să ajutăm și noi la rândul nostru această etnie care de secole este bătută de soartă. Sperăm ca Dumnezeu să țină cont de ceea ce ne dorim și noi. Doamne ajută! Să dea Dumnezeu să fie așa. Am primit și mesaje. Bine ați revenit pe micii de ecran în casele noastre, în inimile noastre, la mulți ani. Felicitări pentru emisiune și le doresc sorți de izmântă celor doi invitați. Țineți-o tot așa. Să dea Dumnezeu și să le ajute și... Știu, așa ne-au zis pe piață. Știu că am foarte mesaj. Mulți prieteni, le mulțumesc foarte mult. Iar eu nu pot să vă doresc sunt cu gândul ca să tot spun de banane de alea, dar numai că la un moment dat nu mai vreau eu, că mă gândește românca de acasă. Românca mea vrea masă. Nu, banan. Da, și fiindcă suntem spre finalul emisiunii, nu pot să vă spun decât mii și mii de mulțumiri, deoarece urmăriți emisiunea noastră și, cum a spus și bunul meu Virai, și nu sunteți în număr mic, și pentru faptul că ne opriți pe stradă și ne sfătuiți cum să facem sau veniți doar să ne mulțumiți pentru faptul că existăm alături de dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc încă o dată împreună cu invitații mei. Dreptul meu del Budbach și nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, la și tu marirea ta este dreptul meu del Budbach. La revedere și numai bine vă dorim. O zi bună! La revedere.